Bună ziua! Oare merge? Da, merge acum, da. Noi mergem la plimbare. Mami a făcut sucul de roșii acasă. Mai trebuie să mai fiarbă un pic. Dar mergem la plimbare, că iar lucrez cu Natalia. N-am mai avut pace de ei. Când s-au jucat, m-au făcut gălăgie, Natalia iar e obosită. Și am zis să scoatem un pic afară. Și mergem, știam unde vreau să mă duc. La Pădurice, așa se spune la noi, zona aia. E un lac la Podgoria. Zona Podgoria. Putem să stăm acolo cu bani, să mâncăm o înghețată. Nu? O filmăm acolo puțin. Și diseară o să punem sucul de roșii. Ce categorie ai? Numai pe... M-am întâlnit cu un domn în trafic și am vorbit puțin la semafor. El e de la noi, de la biserică. Și acum o să vedem unde găsim loc de parcare aici. Natalia, vrei înghețată? Da? Da, e foarte fain. Era în plan să facem suc de roșii astăzi și tortul cu limete, nu, Angie? Da, am vrut să facem. Facem mâine tortul cu limete. Da, facem mâine, că astăzi nu mai ajung, că Natalia e foarte obosită și nu mai ajung. S-au jucat foarte mult. Câteva ore în șir s-au jucat. Deci Natalia cu Lucas e o combinație de nu știu cum să... O combinație explozivă. Da. Ne-a robosit pe toți cu joaca lor. Am vrut să-i duc în parc pe amândoi, dar nu a vrut ăla micu. Și atunci am zis, o luăm pe Natalia. Să fie mai liniștită. Și el și ea, că și el e obosit. Lucas. Da, și Lucas e obosit. Natalia, bea apă, mă. E dat apă. Băut? Vă filmez parcul Pădurice din Arad. E un parc făcut acum vreo... Angie, cam câți ani au fost recondiționat parcul ăsta? Vreo 5 ani? Natalia, știu că era mică când am fost cu ea prima dată. Vreo 5-7 ani, cam așa. Nu-i de așa mult timp recondiționat cu bănci, cu poteci. Sper să mai am baterie suficientă
Deci scopul meu e să, cu video asta, să vedeți un pic din centru și să știți ce facem, că nu prea am reușit să facem astăzi multe, dar o să punem astăzi, cum am făcut mami sucul de roșii și mâine o să facem tortul cu limete. Foarte fain aici, numai bine că am ieșit, să se mai liniștească Natalia și noi. Deci când sunt copiii împreună, Lucas cu Natalia, de la căldură chiar. Vezi? Da, uite, până acolo, vezi, să vede unde a fost. A scăzut apa, da. Mergem un pic să filmăm și acolo. Are stabilizare bună, Angie, văd. Vezi? Da. Uite. Ok. Uite cum stau porumbei, Natalia. Dar chiar, uite, mamă. Uite cum stau porumbei. Uite-te, Natalia, uite la tată. Uite aici. Uite aici. Ai văzut? Ce, mama? Da. Da. A, bâte, îi place. O învățat-o, mami, cu bâte. Nu ia bâta. Eu nu te las. Acolo e casa sindicatelor, se numește, dar nu se vede de pom. Și acolo e un... Opa! Acolo e un restaurant. Înainte era și discoteca acolo, din câte știu, Angie, așa ai? Da, nu știu. Da. Restaurant e numai. Și era și sală de evenimente. Se făcea și nunți acolo, acum nu se mai ține. Și era terasa aici, așa pe... Terasa mai e, terasa mai e. Apă. A, tu terasa. Nu... Da, nu terasa, îi spunea. Am uitat cum îi spune acum. Cum asta? Oh. Uite, mamă, da. Ce-a scăzut apa, mă, de la căldură. Stai să? Da, a scăzut. Am o amintire. Cu Anca și cu Ingo. Aveam 14 ani. Și mi-a luat Ingo o bere. Atunci mai beam și bere cu alcool. Și am băut jumate de bere. Și era pe apă, ponton. Ponton, ponton. Da, ponton. Și cum eram eu de la jumătate de bere, eram obosit rău de tot. Că atunci am băut prima dată și s-a mai mișcat și cu noi așa, știi, pontonul pe apă. Da. Vai, ce rău mi-a fost. Nu te duci jos, nu te duci. Ok, eu închid filmarea noastră. O să, cum am spus, o să punem pe net cum a făcut mami sucul de roșii. Vă dorim o zi bună, plăcută, binecuvântată Dumnezeu. Dar mai filmezi mai încolo? Nu, că nu cred că o să mai am baterie. Știi? Am baterie. Ai tu baterie. Ok, vedem. Noi vă spunem acum cu filmarea asta. La revedere, pacea Domnului.